Dragi colegi și scumpi colegi, la începutul la fiecare ședință noi onorăm drapelul de stat, ne ridicăm în picioare, ne așezăm și aici termină patriotismul în sala asta. Și asta e momentul în care se încep a face prostii. Dragi colegi, noi cu cine ocupăm aici? Voi spuneți că asta e un buget care vine să rezolve problemele cetățenilor, antreprenorilor, dar uitați să anexați lista acestor cetățeni și antreprenori, pentru că ea e foarte scurtă. Și voi știți asta și noi știm asta. Și voi știți că noi știm asta. Mulți oameni se uită acum la noi, nu de mare dragoste. Ei se uită pentru că, într-adevăr, își fac griji de viitorul lor, de timpurile astea incerte, pentru că ei riscă veniturile lor, ei riscă sau deja au pierdut locul lor de muncă. Ei se uită la noi ca să vedem ce decidem pentru ei. Pentru marea majoritate din ei, în special cei mai vulnerabili, voi, dragi colegi din majoritatea parlamentară, nu aveți soluții. Voi ați decis să-i sacrificați. Și, domn prim-ministru, vă lăudați cu cât, 1,5 miliarde surplus în primele 2 luni a anului, spuneți mulțumesc asta din cauza schemelor distruse de noi, scheme care acum revin și noi știm asta, distruse la sfârșitul anului trecut, prin decizii deloc plăcute dumneavoastră, dragi colegi. Acest buget nu poate fi susținut de noi și eu o să explic scurt de ce. Din mai multe motive. Acest buget, noi suntem în stare de pandemie, pandemie care generează o criză economică, deja nimeni nu mai neagă asta, e un pas înainte. Cresc cheltuieli și scad venituri. Crește deficitul bugetar. Deficitul bugetar se dublează. Până acum tot e clar și asta nu este explicabil. Pentru că suntem în criză. Pentru a acoperi deficitul, guvernul o să se împrumute. Nici asta nu este straniu. Multe țări se împrumută în această perioadă, doar că sunt și diferențe. Alte țări se împrumută pentru a proteja pe cei mai vulnerabili, să protejeze locuri de muncă, întreprinderi mici și mijlocii. Guvernul Republicii Moldova îi sacrifică. Acest buget bugetul propune beneficii pentru companiile mari. Sunt companii care chiar vor profita de la această criză. Și noi am demonstrat asta și în comisii și azi în plen. Sunt companii care au venituri bune, dar vor beneficia și de subvenții. Asta e profit, dragi colegi, pe timp de criză. Aceleași subvenții nu sunt disponibile și nu sunt atractive pentru mici antreprenori, pentru că dumneavoastră nu le-ați oferit soluții atractive. Voi aveți două soluții în acest buget pentru mediul de afaceri. Una, ei sunt împrumute de la bancă, plătesc oamenilor salarii, voi le compensați rata dobânzii, ei rămân cu datoria. Super! A doua, ei plătesc salarii oamenilor care nu produc, nu muncesc, chiar dacă afacerea antreprenorilor este moartă, statul le întoarce cândva taxele. Super din nou! Pierdere din nou! Vorbesc simplu ca să înțeleagă oamenii, pentru că am impresia că măștile sunt pe orice, dar nu pe urechi, pentru că voi n-auziți. Noi atâta azi am încercat să demonstrăm cât de cât, să convingem. Domn prim-ministru, noi v-am acuzat de multe, v-am acuzat de minciună, v-am acuzat de aroganță, v-am acuzat că guvernați netransparent, v-am acuzat de decizii uneori pripite, noi niciodată nu v-am acuzat de incompetență. Noi suspectăm și avem toate motivele să credem că aceste măsuri sunt luate cu bună știință. Dumneavoastră știți că nu aveți o ofertă bună pentru antreprenori, dumneavoastră știți că aceste măsuri ajută antreprenorii să se bage în datorii, dumneavoastră știți că pentru că noi trăim în aceeași țară și voi și noi trăim în aceeași țară, vor fi falimente și vor fi oameni care o să fie gata să cumpere afaceri la preț bun. Pentru că, cum am spus, trăim în aceeași țară, știți că se întâmplă disponibilizări, iarăși nu e vina antreprenorilor, e vina voastră pentru că nu le-ați propus o soluție. Oamenii pierd locuri de muncă datorită acestor măsuri, datorită acestui buget. Măsurile voastre încurajează șomajul.
Pentru că unica ofertă pe care le-o dați este să meargă la forță de muncă după ce pierd locul de muncă. Nu ați propus o soluție pentru a păstra și a proteja locurile de muncă și știți foarte bine că dacă acum locurile de muncă dispar, ele nu vor reveni în 2-3 luni, ele vor reveni poate în 2-3 ani. Știți asta pentru că nu sunteți incompetent. Pe timp de criză este responsabil și solidar, domnule prim-ministru, să tăieți din poftele instituțiilor, să tăieți nu simbolic, ci ca să doară, într-adevăr să simtă lipsa, să oprească achiziții inutile și investiții dubioase. Nu ați tăiat cheltuielile autorităților ca pe timp de criză, sunt cheltuieri pe de-a dreptul uneori neobrăzate. Asta e al treilea motiv din care nu putem să susținem acest buget. Dumneavoastră nu tăieți, dumneavoastră doar gâdilați. Și al patrulea, cereașa de pe tort, este modul în care finanțați acest deficit. Existența, doar acest împrumut al Republicii Moldova din Federația Rusă, este mare, mare problemă pentru noi și asta e unul din principalele motive din care nu putem susține acest buget, pentru că el comportă riscuri grave de corupție. S-a discutat atâta timp de dimineață. Eu personal suspectez că este probabil cea mai proastă decizie de la furtul miliardului. Fix așa s-a început, să salvăm țara, să salvăm sistemul bancar, să salvăm economia. Știind că măsurile acestea vor face mai mult rău decât bine și știind că nu sunt decât niște contabilitate, cum s-a spus aici, noi nu putem să susținem acest buget. Dumneavoastră ne spuneți că acest buget vine să rezolve, cum am spus, nevoile cetățenilor și antreprenorilor, mai bine veneați cu lista acestor cetățeni și antreprenori, pentru că majoritatea nu vor beneficia. Și știți asta. Și noi știm că știți, și voi știți că noi știm că voi știți. Doamna Laiba, s-a avut suficient timp, noi am înțeles poziția dumneavoastră. Terminați gândul, 10 secunde. Este un buget preelectoral. Asta ați uitat să spuneți. În țară este criză, într-adevăr. Este criză, în guvernarea voastră este ipocriză.